Accident foarte grav la Nucșoara. Un muncitor forestier care tăia cu drujba trunchiuri de copac în zona drăghina din făgăraș n-a fost atent și drujba pe care o manevra i-a sărit, în funcțiune fiind, fix în cap. Incidentul a fost semnalat de un bărbat care îl însoțea pe drujbar și care abia mai putea vorbi. O ambulanță cu medic a fost solicitată, dar problema era că locul respectiv este la kilometri întregi de stradă, undeva în munte. Așa că au fost solicitați salvamontiștii pentru a coborâ victima, dar când s-a ajuns la el, bărbatul deja murise. A urmat o coborâre de 5 ore cu trupul inert care a fost transportat la medicina legală pentru necropsie. Poliția a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă și urmează să stabilească dacă bărbatul era în interes propriu sau dacă lucra pentru vreo firmă.